Cea mai importantă sărbătoare din seria hramurilor nemțene a adunat și anul acesta pe muntele Ceahlău mii de credincioși ce au venit să participe la Sfânta Liturghie. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, și cu preasfințitul părinte Emilian Loviștianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. Dintr-o zi precum aceasta, putem învăța multe lucruri. Unul însă, cred, legat de contextul în care suntem, este absolut necesar. Și anume, să găsim în timpul fiecarei zile momente în care să ne oprim din iureșul vieții noastre. Să-ți amintești de cei care ți-au făcut bine în viață. Profesorul tău, învățătorul de la școală, cei care s-au intersectat cu tine de-a lungul unei vieți. Și vei constata, dacă ești atent, că inima ți se liniștește când nu treci dintr-o dată, dintr-un lucru la un altul. Nu e nevoie să venim pe muntele Ceahlău. Este nevoie să avem Ceahlăul în fiecare casă și în fiecare apartament. De la schimbarea la față, inima, omenirea a devenit un tabor. Și totodată lumea a devenit o permanentă înviere. Pentru că lumina taborului se arată în splendoarea ei în învierea Mântuitorului Hristos, care este plină de lumină. Și în biserica noastră ați observat că sărbătorile pascale sunt pline de lumină și în ceea ce vedem, biserica înveșmântată în haine luminoase, ca și slujitorii ei, dar mai ales conținutul slujbelor ne descoperă de fapt lumina învierii Mântuitorului Hristos, fără de care nu putem să ne bucurăm de viață. Sărbătorile Sfinților Nemțeni se vor încheia mâine la Mănăstirea Sihăstria, unde mai mulți ierarhi vor săvârși Sfânta Liturghie în cinstea Sfintei Teodora de la Sihla.